Au prădat Republica Moldova în la rând, iar acum se declară mari luptători cu mafia. Au creat imperii financiare pe banii statului, iar acum scot lumea în stradă să caute miliardul din care se înfruptă și ei. Milioane, avioane și imperii. Observator, vizionare plăcută. Victor Țopa este unul dintre cele mai odioase personaje din istoria recentă a Republicii Moldova. Daunele provocate de activitatea acestuia sunt extrem de mari, lucru despre care uită să relateze televiziunea care îi aparține și deservește interesele ca o fată ușuratică, dar care se vrea considerată virgină. Să le luăm însă pe rând. Anul 2000. Parlamentul Republicii Moldova este zguduit de un scandal de proporții. Victor Țopa este audiat în legislativ la tema privatizării Air Moldova de către compania germană Unistar Wenzer. Deputații se arată interesați de modul în care mare taină și grabă Unistar a ajuns în posesia 49% din acțiunile Air Moldova. Directorul Administrației de Stat a Aviației Civile, Victor Țopa, le-a explicat deputaților că preluarea acțiunilor Air Moldova de către Unistar Wenzer s-a produs prin majorarea capitalului statutar al Air Moldova. Adică Unistar a transferat bani în capitalul statutar al Air Moldova, deposedând-o fără drept de apel de acțiuni. Ulterior, potrivit unor informații, s-a dovedit că Unistar Wenzer s-ar afla chiar în posesia lui Victor Țopa. Interesant este că toată schema a fost pregătită încă din anul 1999. Pe atunci, șef la privatizări era prietenul lui Țopa, Vlad Filat. Fără acordul și acoperirea acestuia, tranzacția cu acțiunile Air Moldova pur și simplu nu ar fi avut loc. La schema străinării acțiunilor statului însă vom mai reveni. Interesant este un alt lucru. De unde provin banii din care Țopa și-a început construcția imperiului financiar? Mai multe avioane moldovenești, nu și fără implicarea lui Victor Țopa, au activat în perioada în care era șef la aviație în Africa, în țările în care conflictele armate sunt mereu în derulare. Au existat mai multe scandaluri privind această activitate stranie în țări în care nu există bani. Ori, acolo, în majoritatea cazurilor, achitarea serviciilor se face cu diamante sau droguri. Întâmplător sau nu, descoperim peste ani de zile că Victor Țopa se află în vizorul unor anchete internaționale, alături de importanți capei cartelurilor de droguri. Una dintre anchete vizează spălare de bani proveniți din traficul internațional de droguri. Numele cunoscutului cap de cartel apare alături de cel al moldoveanului Victor Țopa, în cadrul unei ample operațiuni internaționale cu numele de cod Selmat, conduse de Drug Enforcement Agency din partea SUA și Federal Police of Belgium din partea Uniunii Europene. Să fie doar o simplă întâmplare? Posibil. Doar că nimic nu este întâmplător, mai ales atunci când la mijloc sunt sume enorme de bani. Așadar, Țopa, făcând afaceri dubioase în țările în care doar mitraliera Kalashnikov decide, încearcă să preia bunurile Republicii Moldova. Îl ajută Vlad Filat, care îi protejează schema din funcția pe care o deține. Un alt personaj care oferă o mână de ajutor este Viorel Țopa. Aflându-se în funcția de șef al BEM, acesta oferă credite Air Moldova. Nici până acum nu este clar ce s-a întâmplat cu milionul de dolari pe care Viorel i l-a transferat lui Victor pe conturile Air Moldova. Cel mai probabil că și acești bani au făcut parte din schema privatizării, schema prin care statul rămâne fără acțiuni din propriul cont. Ar mai fi ceva. În urma acestei tranzacții, Viorel Țopa s-a ales cu un comision de 400.000 de dolari. Pentru a putea oferi companiei Air Moldova creditul de 1 milion de dolari, Viorel Țopa transferă pe conturile BEM suma de 400.000 de dolari în calitate de gaj. Transferul este făcut de firma offshore Sparks Management Corporation, pe care o deține chiar el. După ce Air Moldova obține creditul de 1 milion de dolari, începe a doua etapă a schemei de delapidare. Știind din start că Air Moldova nu va restitui creditul, Viorel Țopa, aflându-se în funcție la BEM, emite o dispoziție prin care permite firmei offshore, care îi aparține, să-și retragă banii din bancă, chiar dacă acesta era de fapt un gaj. Așadar, Viorel Țopa intră ilegal prin delapidare în posesia unui comision de 400.000 de dolari, acordat pentru un credit despre care se știa din start că nu va fi stins, iar BEM a rămas și fără un milion și fără gajul retras ilegal de către Viorel Țopa. Cu alte cuvinte, Țopii au schimbat între ei 400.000 de dolari vii pe 1 milion de dolari de pe conturile BEM. De aici a și apărut dosarul penal în urma căruia a fost condamnat Viorel Țopa și pe care, în mod cinic, îl declară politic. Să revenim însă la Victor Țopa. După ce în 2001 acesta deține pentru o scurtă perioadă de timp funcția de ministru al transporturilor, comuniștii îl scot din funcție și ulterior îi deschid un dosar penal pentru infracțiunile săvârșite. Dosarul îi revine procurorului Andrei Năstase, acum mare luptător al platformei civice Demnitate și Adevăr. În mod miraculos, din procuror, Năstase îi devine fiind de cununie. Familia îi este mutată la Frankfurt, într-o locuință cumpărată de Victor Țopa, iar dosarul penal moare. Chiar dacă era la un pas de prăpaste și numai coruperea oamenilor legii l-a scăpat, odiosul personaj cu apucături preluate de la prietenii săi, cap de carteluri, nu se liniștește. Modul lui de viață nu mai poate fi schimbat. Un episod grăitor în acest sens este și modalitatea prin care a intrat în posesia unor acțiuni de la Victoria Bank. Victor Țopa s-a făcut gospodar după ce a deposedat-o sub amenințarea cu moartea într-un hotel din Moscova pe acționara Victoria Bank,
Galina Proidesfet de pachetul ei de acțiuni. Împreună cu trei rude, ea deținea 15% din acțiuni, în valoare de 9 milioane de dolari. Ești bunica, ai copii, ai nepoți, trebuie să te gândești. Până la urmă, printr-o decizie a judecătoriei economice, acest pachet a revenit în posesia foștilor acționari, iar Victor a fost condamnat la an grei de pușcărie pentru acest atac banditesc. Deși acțiunile lui Țopa vorbesc de la sine, el susține că și-a pierdut activele și s-a ales cu dosar penal după ce a ieșit cu declarații împotriva lui Vlad Plahotniuc. La fel de murdar, Țopa joacă și în Germania, țara în care a fugit de justiția moldovenească și de unde continuă să tragă sforile până în prezent. Astfel, în 2011, revista Der Spiegel a scandalizat opinia publică prin un articol din care reiese că avionul guvernamental Theodor Heuss, folosit de cancelarul Angela Merkel, a fost vândut prin intermediul unor investitori din estul Europei în Iran. Problema constă în faptul că avionul a ajuns în flota iraniană Mahan Air cu încălcarea embargoului impus de europeni iranienilor, ceea ce este ilegal și scandalos. Interesant este că avionul a fost vândut printr-o companie din Gibraltar, denumită Aeroflight Limited, al cărei acționar este compania Avalon Service Limited din Bahamas. Proprietarul Aeroflight Limited, Gibraltar, este nimeni altul decât Victor Țopa. Este interesant că aceeași companie, Aeroflight Limited, a fost și proprietarul companiei Victoria Aircraft Lease, unde Victor Țopa și Vladimir Oșovski au fost directori. Această companie și-a schimbat ulterior denumirea în German Medical Diagnostic, care este proprietarul Centrului German de Diagnostic. Acum să revenim la schema privatizării Air Moldova. Suspect de identic cu acea schemă este modul în care Republica Moldova și-a pierdut acțiunile la BEM în 2013. Totul s-a produs la fel prin majorare de capital. Ori eroii noștri au apelat la o schemă care a dat roade prin acțiunile lui Țopa și Filat încă în 2000. După cum am mai spus, nimic nu este întâmplător atunci când e vorba de bani mari și jaful Air Moldova și cel al BEM s-au produs în perioade instabile din punct de vedere politic. În ambele cazuri, Filat ocupa funcții cheie pentru a acoperi aceste nelegiuiri. În ambele cazuri, guvernele erau pe ducă și furau toți pe ultima sută de metri cât nu au furat pe perioada întregului mandat. Mai mult ca atât, surse sigure din cadrul PLDM au declarat pentru Observator că ruperea alianței din 2013 s-a produs anume la îndemnul lui Victor Țopa, care a reușit să-l convingă pe Filat că poate câștiga războiul politic. Un război care creează haos, iar în haos se fură mai ușor. Nu este întâmplătoare nici vizita lui Filat la Frankfurt la data de 1 aprilie 2015, chiar și întâlnirea acestuia cu vechiul său partener de scheme, partener cu care Filat chiar se mândrește. O recunoaște în emisiune. Nu am știut că sunt urmărit inclusiv și în deplasările mele din exterior. Pot să vă spun un singur lucru. Eu nu am întrerupt comunicarea cu anumiți oameni, inclusiv, foarte rar, dar am comunicat și cu domnul Victor Țopă și nu văd nimic rău în acest fapt. Partener care scoate lumea în stradă și o direcționează acolo unde are nevoie prin intermediul finilor și al unor analiști politici, care, mai nou, s-au făcut și cu apartamente în urma prestației din piață. Este cel puțin cinic modul în care cei doi trimit lumea în piață să caute miliardul acolo unde nu este. Or, și în acest caz, hoțul strigă, prindeți hoțul. Imperiul financiar construit de Victor Țopa are multe resurse. Ce ne pregătesc vechii prieteni de data asta, numai ei știu. Nouă nu ne rămâne decât să așteptăm și să devenim din nou spectatorii unor scheme cinice, inventate și implementate de personaje care sunt certate de mult cu bunul simț și trăiesc după propriile legi. Legi în care oamenii de rând sunt doar o sursă de venit. Păcat că Jurnal TV, televiziune construită din banii proveniți din așa zisele afaceri ale lui Țopa, nu ne va preîntâmpina despre planurile șefului.